Salutare dragi prieteni, sunt Dr. Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de găsirea adevăratelor cauze ale bolilor și remedii naturale. Iar în acest video, realizat cu sprijinul prietenilor de la Zenit, o să vă vorbesc despre o substanță extrasă din plante naturale, berberina, care s-a dovedit, mai ales în ultima vreme, și și-a câștigat un veritabil renume, că poate ajuta în sindromul metabolic, în ficatul gras, la reducerea apetitului, la reducerea grăsimii de pe organe, reducerea rezistenței la insulină, a glicemiilor, a hipertensiunii arteriale, deci are foarte multe beneficii, dar înainte de a vă repezi să cumpărați berberină, urmăriți acest video până la final pentru a înțelege cum acționează ea și care sunt căile metabolice pentru a ști cât vă trebuie și când este prea rău și când nu este benefică? Pentru că orice lucru este și bun și rău într-o oarecare măsură, de aceea nu recomand să apelăm doar la o singură soluție, ca de fiecare dată vă îndemn să vă luați sănătatea în propriile mâini și să faceți multe schimbări în stilul de viață, pentru că doar așa vă puteți reechilibra organismul. Dar berberina vă poate ajuta într-o oarecare măsură și vreau să vă explic cum acționează ea înainte de a prezenta toate beneficiile. Deci stați cu mine până la final pentru că nici nu știți ce pierdeți. Cum spuneam, berberina este un compus natural, extras din diverse plante, cum ar fi rădăcina de berberis, coaja de scorțișoară sau rădăcina de ghimbir. Este cunoscută și apreciată de mii de ani în medicina ayurvedică, în medicina indiană. Dar atenție, în toate aceste practici, cei care administrau pacienților berberină erau cei care cunoșteau proprietățile sale. Astăzi, dacă ne repezim cu toții la farmacie să cumpărăm și să luăm de capul nostru, s-ar putea să nu facem bine dacă nu avem și o evaluare de ansamblu a stării de sănătate Așadar, când aduc aminte despre medicina tradițională și fac referire, uităm poate de multe ori acest aspect important. Vraciul, vindecătorul, medicul respectiv, el știa cum se folosesc și în ce contexte se folosesc toate aceste remedii, așa încât uh, a le lua doar după ureche, uh, a la long, poate nu este foarte util. Însă, pe de altă parte, în medicina convențională, nu sunt foarte mulți specialiști încă care pot să ne îndrume în ceea ce privește terapiile naturale. Și de ce? Pentru că în ultimii zeci de ani de când s-a dezvoltat industria, companiile mari au studiat substanțele naturale și apoi au creat substanțe sintetice în laborator cu oarecare eficiență poate mai, mai mare, care a putut fi măsurată în studii științifice foarte ample, dar ideea este că aceste substanțe chimice sintetice pot fi brevetate, se pot susține din punct de vedere financiar, adică cineva care investește în studii științifice foarte ample își poate recupera investiția pentru care are brevet și timp de, să zicem, 10 ani doar el poate să producă acea substanță. În schimb, substanțele extrase naturale nu pot fi brevetate și de aceea studiile științifice în această zonă sunt poate de o amplare mai redusă, cu număr mai mic de subiecti. Însă, în cazul berberinei, au apărut astfel de studii, destul de multe, și aceste studii dovedesc într-o oarecare măsură că ea este eficientă. Dacă să înțelegem de ce are efect, hai să vedem cum acționează ea la nivelul corpului, la nivelul celulelor și ce face de fapt. Berberina acționează asupra AMPK, este un senzor metabolic ca un comutator energetic, adică AMPK se sizează atunci când nivelul de energie este scăzut la nivelul celular și pune în mișcare mecanismele care să producă energie prin arderea grăsimilor și arderea glucozei. Deci acesta AMPK, protein chinaza activată de AMP, adenozin monofosfatul, se produce din ADP care se produce din ATP. Deci ATP-ul, adenozin trifosfatul, este ca o baterie încărcată de energie, v-am povestit despre asta în materiale despre mitocondrii. Acest ATP, adenozin trifosfat, are trei grupări fosfat și atunci când cedează energie, pierde o grupare fosfat și se transformă în ADP, adenozin difosfat. Acesta mai departe se poate fie încărca la nivelul mitocondriilor prin arderea combustibilului, da, prin utilizarea carbohidraților și grăsimilor, se poate încărca din nou la ATP sau în cazul în care nu există suficientă energie atunci când corpul consumă multă energie, se transformă în AMP, în adenozin monofosfat. Deci ADP-ul mai pierde o grupare fosfat și se transformă în AMP. Deci când crește cantitatea de AMP în organism, se activează această protein chinază activată de AMP, acest AMPK, se activează și spune corpului, spune mitocondriilor să producă mai multă energie prin arderea grăsimilor. Deci activează arderea grăsimilor acest AMPK. Berberina exact asta face, activează AMPK-ul. AMPK ce în mod natural, fără intervenția berberine, s-ar activa atunci când nivelul de AMP în organism crește, deci când se consumă energie. Dar oamenii care consumă din ce în ce mai puțină energie la nivel celular, care mai mult depun decât ard și au ajuns la o rezistență la insulină. Rezistența la insulină înseamnă un indice HOMA de peste 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Au nevoie de un ajutor, au nevoie de un booster care să stimuleze din nou arderea grăsimilor și în acest context berberina este de mare mare ajutor mai ales la cei care au o rezistență mare la insulină au ficatul gras au depunere de grăsime pe organe și au nevoie de un, de un ajutor suplimentar dar nu vă recomand să faceți doar asta este util ajută se văd beneficii extraordinare dar e foarte important să activați producția de AMP în mod natural, adică prin exercițiu fizic și prin post intermitent, prin post negru cu apă intermitent care să ajute organismul să consume din ce în ce mai multă energie, surplusul de, de calorii pe care îl avem stocat, da? cei mai mulți dintre, dintre noi. După cum vă spuneam, pe lângă exercițiul fizic și postul intermitent care stimulează metabolismul, stimulează activitatea mitocondriilor, expunerea la frig iar de asemenea ajută foarte mult în acest sens și se știe că expunerea treptată la frig, dușurile cu apă rece, dormitul la o temperatură mai scăzută și a acestea ajută enorm de mult în procesul de slăbire. Gândiți-vă că dacă dați cu câteva grade, un grad, două, temperatura mai jos în camera de dormit, timp de 8 ore cât dormiți, corpul va trebui să ardă mai multe, mai multe grăsimi și să activează aceste mecanisme și stimularea producției de grăsime brună. Grăsimea brună, și spune numele în felul ăsta că e mai brună, pentru că are mai multe mitocondrii. Deci grăsimea brună are o cantitate de mitocondrii care ard grăsimea și activează procesele de termogeneză, de producție de căldură și e și normal dacă corpul E supus unei temperaturi scăzute, este activat procesul de termogeneză. Deci, berberina acționează similar cu toate acestea, dar nu le poate înlocui, așa încât este un adjuvant, vă dă un boost, este de mare, mare ajutor și s-a dovedit asta în studii, dar vă recomand să le faceți pe toate împreună pentru a avea rezultate optime și rezultate maxime și astfel să vă luați sănătatea în propriile mâini. Și să nu apelați la berberină pe termen foarte, foarte lung, 2-3-4 luni, cu toate că în studii s-a folosit timp de 2 ani și poate o perioadă mai lungă pentru persoanele care au un dezechilibru mai mare, dar cum, cum vă spun, trebuie organismul stimulat și din celelalte direcții, nu doar pe cale de suplimente. Dacă doriți o berberină de calitate, vă recomand pe cea de la Zenit, are 98% puritate și Zenit este o companie românească ce produce suplimente de foarte bună calitate, în care eu am mare încredere, iar anul acesta, 2024, a fost declarat de ei anul sănătății metabolice. Așa încât... Haideți, fraților, să ne luăm sănătatea în propriile mâini și să ne activăm metabolismul prin toate aceste metode, nu doar cu suplimente. Dar hai să vedem acum ce beneficii ne aduce berberina, așa cum s-a demonstrat în studiile științifice. Reduce apetitul și scade foamea, pentru că stimulează arderea combustibilului și a stocurilor pe care deja le avem, arderea grăsimilor. Și atunci, activând aceste mașinării, corpului nu îi mai este foame. Diminuează trigliceridele din sânge. Trigliceridele sunt forma de stocare a grăsimilor și reduce grăsimea viscerală. Deci, prima dată, grăsimile încep să se topească de pe viscere, din ficat și apoi din celelalte viscere. Felul ăsta reglează glicemiile, scade rezistența la insulină. Insulina, dacă este crescută, este stimulată stocarea de grăsimi. În momentul în care insulina începe să scadă, celulele devin sensibile la insulină, de exemplu celulele musculare. Ele sunt rezistente la insulină, deoarece nu se mișcă și ele nu pot să primească glucoză și proteine atâta timp cât acolo în celule nu este activitate. Dacă persoanele sunt sedentare, musculatura acelor persoane nu are cum să primească combustibil, dar glicemia este crescută în sânge pentru că na, da, persoana mănâncă, mănâncă mult, mănâncă de poftă, mănâncă de plăcere, mănâncă emoțional și insulina trebuie să crească să scadă glicemia, dar dacă celulele musculare nu mai primesc, ghici cine primește țesutul gras. Țesutul gras este un țesut care poate primi da cu brațele deschise, calorii peste calorii și peste calorii și atunci insulina când crește din cauză că este respinsă ca să zic așa de către țesutul muscular, își găsește refugiu în țesutul gras. Da? Deci insulina ca un agent de vânzări vrea să vândă mușchilor substanțe nutritive, dar mușchii nu primesc pentru că sunt plini și atunci Insulina bate la ușa țesutului gras, și oh ce bine. Și e multă insulină pentru că a fost multă respinsă de către țesutul muscular. Deci, a mișcarea, da? orice mișcare, dar cu precădere cea care să activeze cât mai mult din țesutul muscular, nu doar cardio, ci și antrenamentele cu greutăți care să stimuleze țesutul muscular. Vă recomand să luați berberină pe stomacul gol, chiar înainte de antrenament o să vedeți un bus de energie. Dacă nu tolerați din punct de vedere gastric, puteți să luați și cu ceva alimente, dar asta în funcție de, de, fiecare. 500 de miligrame, una, două, trei pe zi sunt de mare ajutor, acolo o perioadă, o lună, două, trei, cât timp vă puneți în activitate. Are acest metabolism care, ce să zic așa, a uitat să mai și ardă grăsim în ultimii ani sau zeci de ani. Da, în funcție de fiecare, depinde cât de mult ați lenevit în ultima perioadă. Ce mai face berberina? Reduce nivelul colesterolului rău, LDL colesterolului și crește nivelul HDL-ului. Scade tensiunea arterială. Tensiunea arterială este cauzată de rezistență la insulină. Unul dintre contributori, nu singurul, dar în momentul în care rezolvăm rezistența la insulină și tensiunea arterială se reglează, deci hipertensiunea scade. Contribuie la scăderea nivelului de acid uric din organism. Asta ajută la prevenția gutei. Are efecte antiinflamator și combate astfel inflamația sistemică. Deci dacă aveți probleme cu articulațiile, artrită, mă rog, alte boli inflamatorii, berberina ajută în acest sens. Îmbunătățește funcția endotelială, adică învelișul vaselor de sânge și în felul ăsta ajută la prevenția problemelor cardiovasculare. Reduce și nivelul de homocisteină din sânge și de asemenea homocisteina este un reper pentru probleme de sănătate ale inimii. Dacă este crescută, asta ridică un semnal de alarmă, iar berberina poate, poate ajuta și în acest sens. Acționează și benefic și asupra microbiomului intestinal, reduce bacteriile patogene și stimulează pe cele benefice, stimulând producția de acizi grași cu lanț scurt. Acizi grași cu lanț scurt sunt mult mai ușor de metabolizat și ajută în demararea acestor procese de ardere a grăsimilor acezii grași cu lanț scurt cu lanț mediu oferă energia rapidă mai ales celor care nu sunt obișnuiți să ardă grăsimi, cei care s-au obișnuit să mănânce carbohidrați zaharuri pe termen lung și au rezistență la insulină. Pentru început e bine să ia și ulei MCT, ulei de cocos extract MCT, medium chain triglycerides trigliceride cu lanț mediu mai ales în timpul fastingului, în timpul postului uh, intermitent, postului cu apă Asta poate ajuta mai ales pe cei care simt că leșin atunci când le este foame, când nu rezistă la foame. Deci dacă nu rezistați la foame, vă ajută puțin ulei MCT și, și berberina, sunt două soluții extraordinare. Aceste acizi grași cu lanț mediu din uleiul MCT, dar și acizi grași cu lanț scurt pe care îi produc bacteriile noastre, bacteriile din intestine, ei cresc nivelul energetic, de aceea este bine să aveți și un aport echilibrat de probiotice, de... Prebiotice, deci bacterii sănătoase, murături, alimente fermentate, atunci când mâncați, ca să vă reglați microbiomul, pentru că microbiomul e în strânsă comunicare cu mitocondriile, cu producția de energie. Ce mai face berberina? Ajută și în managementul ovarului polichistic, îmbunătățește fertilitatea. Ovarul polichistic, sindromul ovarelor polichistice, la originea lor stă și rezistența la insulină. Deci, rezolvând rezistența la insulină, putem ajuta și în acest sens și asta s-a dovedit în, în studii. De asemenea, datorită faptului că berberina acționează la nivel metabolic, îmbunătățește metabolismul, reduce și riscul anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de sân, de ovare, de prostată de colon, pentru că aceste uh, malformații, aceste tumori, sunt uh, cauzate și de modificările metabolice ale celulelor. Faptul că celulele trec de pe metabolismul aerob pe metabolism anaerob, când uh, producția de energie la nivel celular uh, este afectată și mitocondriile sunt afectate, când zahărul este crescut, când oxigenul este scăzut și berberina poate ajuta acolo cu contribuția sa într-o oarecare măsură și în uh, prevenție. Ajută de asemenea și sistemul nervos, bineînțeles, toate organele, toate celulele au nevoie de energie și mai ales creierul. Sistemul nervos consumă foarte, foarte multă energie. Pe termen lung, bolile neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer sau demența, sunt uh, probleme de sănătate cauzate de dezechilibrele energetice și metabolice, astfel încât uh, berberina poate ajuta și în uh, prevenția acestor boli neurodegenerative și la repararea leziunilor nervoase la cei care deja au un început de afectare neurologică și s-a dovedit că sprijină și recuperarea musculară și reduce oboseala la sportivi, oboseala fiind dată tot de un dezechilibru energetic. Deci cu alte cuvinte berberina este o substanță extrasă din plante naturale, din scorțișoară, din ghimbir, din berberis și multe, multe alte surse și ne poate ajuta așa ca și supliment pentru a da un boost energetic dar încă o dată vă repet nu trebuie să fie singura acțiune asupra sănătății noastre pe care o facem. Cu o floare nu se face primăvară, da, ne înfrumusețează viața și o floare, dar pentru sănătate de plină trebuie să, să facem eforturi, să ne luăm sănătatea în propriile mâini. Vă recomand încă o dată suplimentele de la Zenit, sunt de cea mai bună calitate, extract standardizat, pur, cu un raport preț-calitate foarte bun. Dacă v-am fost de folos cu acest material informativ și dacă ați încercat beneficiile berberinei și aveți rezultate, vă rog să-mi scrieți în comentarii experiența voastră. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și ne revedem în următorul video.